genul programului Pamflet. Noul sediu al Casei Corpului Didactic din Suceava a devenit deja vechiul. În ciuda faptului că vorbim doar de niște ziduri și betoane deteriorate, ridicate la marginea șoselei de centură pe dealul Șcheii, construcția începută în 2012 este semi-abandonată în bătaia vântului. Din când în când, Ministerul Educației a mai alocat niște bănuți cu care s-a mai mutat câte o piatră de colo-colo, fără ca respectiva clădire să fie finalizată nici măcar la roșu. 3 milioane de lei ne-au costat până acum zidurile din pustiu. Alte 2 milioane vin anul acesta de la buget. Dar ceea ce ar fi putut părea o veste bună este de fapt una proastă, deoarece clădirea, fie ea finalizată și mobilată, va fi total nefuncțională odată ce nu era acordată nici la utilități și nici măcar la drum, nici acum și nici în viitorul apropiat. Aceasta nu este o problemă de ieri de azi, ci din totdeauna. De fapt, tocmai pe asta se bazau samsarii de terenuri care au văzut în această construcție publică o oportunitate. E drept că dacă în zonă s-ar aduce utilitățile, prețurile ar exploda, iar terenul agricol va deveni repede cartier rezidențial, căci canalizarea, curentul, gazele naturale aduse toate în mijlocul lui nicăieri s-ar face, desigur, pe bani publici. Ori primarul din Șcheia, Vasile Andriciuc, nici nu se gândește să facă o asemenea investiție. În ciuda celor spuse de șeful ISJ, Gheorghe Lazăr, potrivit căruia Andriciuc i-ar fi dat cândva un termen țintă de vreo 5 luni în care ar putea face asta. Cu alte cuvinte, greu de spus dacă banii alocați anul acesta ar trebui investiți în continuarea lucrărilor. La orice stadiu ar ajunge nefolosită, clădirea cu pricina se va deteriora. Una peste alta, Casa Corpului Didactic este un cartof fierbinte de care Inspectoratul Școlar Județean vrea să scape. În consecință, șeful ISJ a propus transferul acestei investiții de la inspectorat la instituția Casei Corpului Didactic. Dar nici acolo nu e nimeni care să o vrea. Nu acum, când au de dat răspunsuri la întrebări incomode. Nu acum, când nu există soluții. Din păcate, acest proiect s-a născut handicapat. S-a știut încă dinainte de a se pune festiv prima cărămidă că eroarea există din concepție și că în atare condiții rezultatul va fi incompatibil cu viața normală. Doar că odată cu trecerea anilor, handicapul e tot mai vizibil, iar știința, oricare ar fi ea, nu prea ne poate ajuta cu reparații și improvizații făcute pe parcurs. De altfel, despre Casa Corpului Didactic, fără corp didactic, vom mai auzi. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu, sunt cele bune!